Doctorul de partituri. Emisiune realizată cu sprijinul Casei de Avocatură Vasile Beleanu. Salutare tuturor, bine v-am regăsit, eu sunt Radu Mihalache și astăzi continuăm să spunem povești despre baroc sau rock. Așa, până acum am vorbit despre nașterea operei și despre superstarurile ei, despre atmosfera de la Curtea Regelui Soare, iar acum cred că a sosit momentul să intrăm și în lumea interesantă a muzicii instrumentale. Pentru asta ne oprim în Italia, unde în anul 1678 se năștea la Veneția Antonio Lucio Vivaldi, fiul al violonistului Giovanni Battista, un fost bărbier care s-a dedicat muzicii ceva mai târziu. Antonio a avut șansa să călătorească destul de mult și să ia parte la multe evenimente muzicale alături de tatăl său. Din 1693 începe să studieze și să se pregătească pentru a deveni preot, iar în 1703 este hirotonit și obține și postul de maestro di violino la ospedale de la Pietà, una dintre cele patru instituții venețiene dedicate îngrijirii copiilor orfani. Dacă virtuozitatea sa de violonist i-a asigurat acest post, foarte repede îl va face tranziția la activitatea de profesor de muzică, pentru că adevărul e, și avea cu cine lucra la orfelinat. Ce trebuie să înțelegem despre ospedale de la Pietà este că îndeplinea simultan trei funcții: mănăstire, orfelinat și școală de muzică. O astfel de instituție punea mare accent pe pregătirea vocațională a copiilor, mai exact a fetelor în acest caz, pe care îi avea în grijă. În acest loc, Vivaldi va activa aproximativ 30 de ani, așa că unele dintre cele mai importante lucrări ale sale vor fi interpretate în premieră de o orchestră și un cor de fete, ansambluri care aveau reputația de a fi unele dintre cele mai bune din toată Republica, ba chiar din toată Italia. Spectatori distinși veneau din toată Europa pentru a le asculta, printre aceștia numărându-se chiar și Jean-Jacques Rousseau, care descria muzica auzită acolo ca una plină de voluptate și emoție. Desigur, filozoful iluminist a poposit la Veneția cândva după moartea lui Vivaldi, dar au fost și suficienți vizitatori importanți care l-au prins pe Il Prete Rosso în carne și oase. Antonio căpătase porecla aceasta deoarece era preot, evident, și avea părul roșcat. Descriind cum cânta Vivaldi la vioară, nobilul german Johann Friedrich von Uffenbach spunea că a cântat un solo splendid, urmat de o cadență care m-a înspăimântat, pentru că o astfel de interpretare nu a mai fost auzită și nici nu va putea fi vreodată egalată. Cu cât faima lui Vivaldi a crescut, el a început să călătorească mult și astfel implicarea sa directă în activitatea orfelinatului a devenit din ce în ce mai redusă. Totuși, documentele ne arată că el a rămas angajat și era plătit cu 2 țechini pe lună pentru a scrie 2 concerte noi pentru ospedale și că avea obligația să conducă cel puțin 5 repetiții atunci când se afla în Veneția. Să compui 2 concerte în fiecare lună pare că nu-ți mai rămâne timp să faci absolut nimic altceva. Și totuși, Vivaldi a reușit să compună în jurul a 500 de astfel de concerte pe parcursul vieții sale, dar și vreo 50 de opere, el pretinde că ar fi scris vreo 94, dar avea și reputația de a fi un mare lăudăros, deci cel mai probabil n-a scris chiar atâtea, dar și o multitudine de alte lucrări vocal-instrumentale. Mai mult decât atât, din 1714 el pătrunde serios și în lumea operei și devine un impresario, un soi de producător, dacă vrem să-i găsim un echivalent în zilele noastre. Se pare că el a avut un acut simț al banului și a reușit să aibă și aici o carieră de succes, poate chiar mai de succes decât cea de compozitor de operă. Deși stilul său revoluționar de a scrie teatru dramatic și a găsit suficient susținători, n-a fost atât de plăcut și de impact cum și-ar fi dorit el. Antonio Vivaldi a excelat cu adevărat în universul concertului instrumental, gen care își regăsește originile în trio sonatele secolului al XVII-lea și care a fost popularizat de Arcangelo Corelli. În esență, concertul este o lucrare în mai multe mișcări, unde un instrument sau mai multe ocupă locul de solist. Dialoghează și schimbă permanent idei muzicale cu orchestra. Concertul este utilizat și astăzi în lumea muzicii culte, dar a suferit o serie de modificări în toate aceste secole care au trecut. Concertele lui Vivaldi sunt relativ scurte după standardele de astăzi, cu o durată de aproximativ 10 minute.
au trei mișcări ordonate pe structura repede, lent, repede. Bine, în cele 500 de concerte pe care le-a scris, găsim și suficiente excepții de la acest pattern. Fiind vorba despre lucrări din baroc, evident că avem și acompaniament de continuo și solistul, atunci când nu are momente individuale, cântă alături de ansamblu. Iată câteva particularități ale stilului vivaldian. Predilecția pentru note scurte, repetate și arpegii realizate la viteze impresionante. Idee născută din dorința sa de a imita pe vioară trompeta. O armonie îndrăzneață, mai ales pentru vremea ei, cu suficient de multe disonanțe, care se acumulează și cresc până când, abia la momentul potrivit, vine atât de mult dorita eliberare. În felul acesta, Vivaldi a adus ceva din dramatismul operei în muzica sa instrumentală. Tot din muzica de operă a importat și cantabilitatea temelor pe care le regăsim cu predilecție în cea de-a doua parte a concertelor. Antonio Vivaldi a pus nume unora dintre concertele sale, ba chiar a adăugat partiturilor publicate și mici sonete care să deslușească interpretului caracterul pe care autorul dorea să-l imprime lucrării. Desigur, cu toții cunoaștem ciclul de concerte, anotimpurile, dar poate nu știați că aceste lucrări se află într-o serie mai amplă de 12 concerte, Il Cimeno de la Armonia e dell'Invenzione. Adăugând aceste idei non-muzicale concertelor sale, Vivaldi contribuie într-un fel la apariția muzicii programatice, fenomen care se va concretiza cu adevărat și va căpăta acest nume abia în secolul al XIX-lea. Și care este moștenirea pe care compozitorul venețian a lăsat-o? Spre exemplu, el a fost admirat și studiat de Johann Sebastian Bach, care a și transcris și rearanjat câteva dintre opusurile sale, printre ele numărându-se și concertul pentru patru clavecine, număr de catalog 1065. În general, putem spune că Antonio Vivaldi continuă să fie redescoperit chiar și în zilele noastre, având lucrări noi găsite și după anul 2000 în diverse biblioteci și colecții. Dar de ce am dat titlul episodului de astăzi Vivaldi Baroc sau Rock? Pentru că prin virtuozitatea sa, compozitorul venețian ar putea fi comparat cu chitariștii din zilele noastre. Spuneam mai devreme că Johann Friedrich von Uffenbach a fost înspăimântat de cadența pe care a auzit-o în concert. Se poate să se fi referit strict la muzică, dar se poate să se fi referit și la atmosfera din sala de concert. Muzica clasică era ascultată cu totul altfel atunci când era nouă cu adevărat. Publicul aplauda în timpul lucrărilor, se manifesta, se ridica în picioare, avea o energie pe care astăzi o regăsim la concertele rock. Chitariștii Yngwie Malmsteen, Ritchie Blackmore, Paul Gilbert sau Michael Romeo nu uită să-l numească pe Antonio Vivaldi atunci când vorbesc despre influențele lor muzicale. Ei îl consideră prototipul virtuozului rock și îl pun pe listă alături de alte nume diverse, precum Bach, Paganini, dar și Robert Johnson sau Jimi Hendrix. Și iată cum Il Prete Rosso reușește să rămână relevant, să-și găsească un nou loc în cultura muzicală pop și să fie îndrăgit de noi și noi generații de muzicieni care umplu YouTube-ul și TikTok-ul de cover-uri inedite după lucrările sale. Cam atât pentru astăzi. Vreau să mulțumesc casei de avocatură Vasile Deleanu, care susține mereu emisiunea Doctorul de Partituri, dar și ție pentru că m-ai urmărit până la final. Nu uita că ne găsești pe Facebook și pe YouTube, unde ne poți da like, share și subscribe, pe TikTok, dar și pe site-ul romaniamuzical.ro. Pe mine mă găsești și pe propria pagină de Facebook, Radu Mihai. Să ne revedem și reauzim cu bine!